veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Prin ajutorul Domnului am ajuns la cea de-a 10-a și ultima lecție din ciclul de vorbă cu Iisus. Pentru astăzi, dialogurile suferinței ispășitoare. Procesul și condamnarea Mântuitorului a fost o unică judecată, fără precedent, și ea însăși n-a constituit un precedent. În situația asta, oamenii, într-un fel, privind la aspectul uman al lucrării, îl judecau pe Dumnezeu. Pentru că acuzația adusă Mântuitorului a fost cea recunoscută de El, care a slujit drept cap de acuzare, că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar, de fapt, era o judecată prin care Dumnezeu judeca pe oameni. Iată cum au înțeles apostolii, cei care erau cei mai de aproape de Domnul. Citesc din Fapte, capitolul 4, de la versetul 25 la 29. Ei au reluat ceea ce scria în Psalmul 2. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cujit în oroade lucruri deșerte? Împărații în pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel. Deci, ei l-au judecat. În acest verset sunt trecuți toți judecătorii Mântuitorului prin fața cărora a trecut. Ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte, mâna ta și sfatul tău. Deci, cel care regiza, de fapt, lucrarea, era Dumnezeu cu sfatul său veșnic. Vreau să privim în două etape la dialogurile suferinței ispășitoare, mai întâi pe timpul procesului autorităților evreiești și, într-o a doua parte, procesul în colaborare cu autoritățile romane. Mai întâi, din prima parte, trădarea și arestarea. Lucrarea Mântuitorului a deranjat din ce în ce mai profund clasa religioasă conducătoare, și ei au pus la cale un complot pentru prinderea și scoaterea Mântuitorului din lucrare. În sfatul lor a intervenit oferta lui Iuda. Hai să citim din Marcu, capitolul 14, versetele 1 și 2. După două zile era prasnicul paștelor și al azimilor. Preoții cei mei de seamă și cărturare căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-L omoare. Că ziceau nu în timpul prasnicului, ca nu cumva să se facă turburare în norod. Iar în Evanghelia după Ioan, în capitolul 11, avem un sfat prezidat de marele preot, 11:47, atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul acesta face multe minuni. Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romane și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis, voi nu știți nimic. Oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul? A profețit, zicea Ioan aici, fără să vrea. Din ziua aceea au hotărât să-l omoare. Domnul s-a ferit o vreme, dar preoții cei mai de seamă trimiseseră oameni pe urmele lui, scrie în versetul 57. Porunciseră că dacă va ști cineva unde este, să le dea de știre ca să-l prindă. În mod sigur, nu l-ar fi putut prinde dacă n-ar fi fost, cum am zis de la început, planul lui Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, avem detalii despre intervenția lui Iuda în sfatul lor. Versetele 14 la 16. Atunci unul din cei 12, Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Rămânem aici, citim de la versetul 48, momentul arestării în grădină. Domnul le-a spus ucenicilor, se apropie vânzătorul. Vânzătorul le dăduse semnul acesta, pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el. Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și i-a zis, plecăciune, învățătorule, și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă? Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus
și l-au prins. A avut o singură expresie pentru Iuda. Aceeași care a avut-o și la masă, care este scrisă în Ioan 13. Ce ai să faci? Fă. Asta a însemnat libertatea care Dumnezeu și Domnul Hristos i-a dat omului să acționeze, care de fapt împlinea exact hotărârea divină. Vreau să observăm tot un moment din grădină, în Ioan, capitolul 18. De data aceasta, Domnul Iisus în discuție cu ostașii și aprozii, de la versetul 4. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei i-au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Iisus le-a zis, eu sunt. Iuda vânzător era și el cu ei. Când le-a zis Iisus, eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut jos la pământ. El le-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns, v-am spus că eu sunt. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Iată câtă siguranță. Dar să nu credeți că Domnul juca teatru. Pentru a avea atâta siguranță ce le spune eu sunt, aceștia trebuie să fie liberi, Domnul a stat ore în rugăciune. Că altfel, când vin ispite peste noi, teoretic e simplu să sfătuim pe alții, să le spunem, trebuie să acționezi așa și așa, să rămâi calm, să răspund sub călăuzire, numai că dacă n-avem putere, așa ne bâlbâim de am uitat ca și Petru. Nu ce ne-au spus alții să facem și ce am zis noi că facem. Revin la Matei 26 pentru a observa un alt cuvânt rostit de Domnul, tot în noaptea prinderii, în faza arestării. 26 de la versetul 55. Un cuvânt adresat gloatelor, conducătorilor chiar, ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți? În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-a spus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin prorocul. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Domnul era conștient că toate spusele profetice trebuiau împlinite. Trebuie să avem și noi aceeași înțelegere, că ceea ce se scrie în mod general despre credincioși, chiar dacă nu se va întâmpla la toți deopotrivă, în general aceste evenimente vor trece peste noi. Vom avea necazuri, suferințe, alții vor suferi moarte, dar toate astea n-au decât vremea lor, au ceasul rânduit. Amintiți-vă de cuvinte înțeleptului, pentru naștere, pentru moarte, pentru suferință, pentru bucurie, pentru toate există o vreme. Ce bine ar fi acele vremuri, în mod special grele, dar uneori chiar momentele bune să nu ne ia prin surprindere, că putem greși, fie sub impactul unora sau altora. După ce Domnul Iisus a fost prins, a urmat judecata în fața marilor preoți și a soborului. Mai întâi a fost dus în fața lui Ana, citim în Ioan capitolul 18, de la versetul 13. L-au dus întâi la Ana, căci el era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Ana fusese și el mare preot. Și de la versetul 19, marele preot a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui și despre învățătura lui. Iisus i-a răspuns, eu am vorbit lumii pe față, totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii și n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce mă întreb pe mine? Întreb pe cei ce m-au auzit despre ce le-am vorbit. Iată, aceia știu ce am spus. La auzul acestor cuvinte, unul din aprozi care stăteau acolo a dat o palmă lui Iisus și a zis, așa a răspuns marelui preot. Iisus i-a răspuns, dacă am vorbit rău, arată-mi ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Domnul nu i-a mai dat un răspuns, i-a spus doar că răspunsul fusese dat. Adică, și s-a rugat Domnul Iisus în grădină, tată, mi-a sfârșit lucrarea, nu mai avea altceva de spus. Toate cele necesare le transmisese. Ei le știau, dar nu le credeau, adică nu le acceptau în primul rând. Și de asemenea, Domnul a avut un cuvânt de apărare atunci când a primit palma. Ce am spus rău? Evident că nu s-a dovedit a fi spus ceva rău, dar la oameni sub influența diavolului te poți aștepta și la palme. Domnul Iisus le-a spus că uneori va veni una, trebuie să întorci fața pentru următoarele. La Domnul au venit multe lovituri atunci. El n-a ripostat, dar cred că vorba asta care a spus-o, ce am spus rău, de ce mă bați, dacă a folosit-o el, n-ar fi greșit să o folosească cineva.
Asta nu înseamnă o apărare la nesfârșit, o justificare, decât am putea să o luăm ca o simplă constatare de verificare. Să mediteze cei care ne asupresc, să vadă dacă e corect sau nu. Așa cum am citit, în versetul 24 a fost dus apoi la Caiafa, spune și versetul 28, au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată, era dimineața. Deci tot în momente ale nopții, spre dimineață. Acum trecem iarăși în Matei 26, sunt nevoit să trecem de la o evanghelie la alta, pentru că unii evangheliști au prins anumite discuții, alții altele, și noi încercăm să le observăm pe toate de data asta. 26 de la versetul 59. O avalanșă de mărturii mincinoase. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-L poată omorî. Deci ei lucrau în mod voit cu intenția rea. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mult martori mincinoși. La urmă au venit doi și au spus. Acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-L zidesc chiar și în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic, ci mărturisesc aceștia împotriva ta. Iisus tăcea. Vreau să luăm sfatul sau exemplul Mântuitorului. Când suntem înveniți pe nedrept sau când se încearcă să se insinueze anumite vinovății la adresa noastră pe seama la ce am predicat sau la ce am spus, rămâneți liniștiți, nu fiți ispitiți, tăceți, că altfel s-ar putea printr-un răspuns aspru să se ațâțe mânia, prin vorbărie multă să se facă greșeli. Este indicat în asemenea momente să tăcem. Ce să răspunzi unuia care în adins vrea să te facă vinovat? Când te scos pe o parte, te va băga pe alta. Cel mai bine este să-ți păstrezi sângele rece. Marele preot l-a întrebat, scrie de la versetul 63, și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, ahulit, ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula. Ce credeți? I-au răspuns, este vinovat să fie pedepsit cu moarte. A răspuns acolo unde trebuia răspuns. El a venit să fie Mesia, așa cum au spus îngerii, așa cum au spus toți profeții. Și noi, zice Petru, că trebuie să dăm socoteală de credința care este în noi. Și dacă suntem întrebați, ești creștin? Pot să răspunzi și chiar trebuie să răspunzi. Dar, cu înțelepciune, în mod curat, a tăcea sau a nega poate fi luat drept o lepădare, o rușine și nu este bine. Ne depunem mărturia. Chiar dacă, în urma unei asemenea mărturii, există riscuri. Unii, după ce declară că sunt credincioși, își pierd serviciu, alții poate își pierd alte favoruri sau poziții, iar unii își pierd viața. Dar cum să ne negăm însăși existența noastră fundamentală? A urmat, scrieți de la versetul 67 și 68, a început tortura. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând, Hristoase, prorocește, cine te-a lovit? Și din nou, tăcere și răbdare. Doamne, dă-ne și nouă această putere. După această fază, el a fost trimis în fața lui Pilat dimineața, scrie aici de la versetul 1, când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâinile dregătorului Pilat din Pont. Citind în capitolul 27 de la versetul 11, observăm următoarele. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul l-a întrebat, ești un împărat iudeilor? Da, a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Rețineți, Domnul nu i-a pus în încurcătură, știa că trebuie să fie răstignit. Dacă în fața lui Pilat ar fi negat, lucrurile se complicau. Dar ce a recunoscut în fața preoților, a recunoscut și în fața lui Pilat. În schimb, despre celelalte provocări, niciun cuvânt. De aici putem să reținem și următoarea aplicație. Când cineva ne ispitește, nu-i bine să răspundem acestor provocări. Dar nici când discuți cu alții să nu le reiei și când vor zice alții, ai auzit ce a zis de tine? Tu n-auzi decât te învinovățesc. La fel de indicat este să taci
nu raport doar cu persoana a doua, cât și raport cu o persoană la persoana a treia. Taci până în capăt acum. Fii înțelept pe deplin. Ce folos ar fi cu el nu discut să nu mă cert, dar clevetim cu altul, pe seama a ceea ce mă provoacă, a ceea ce se întâmplă. Citim și din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, de la 29, unde avem alte amănunte din discuția Domnului cu Pilat. El a întrebat pe evrei ce a făcut, ei au spus vina, generalizând că este un făcător de rele. El le-a propus să-l judece ei, ei au spus că nu pot să o facă și trebuie să fie judecat de romani, pentru că trebuia să împlinească moartea specifică cu care Domnul a spus că avea să moară. Și acum citim de la versetul 33. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecat, a chemat pe Iisus și a zis, ești împărat iudeilor? Iisus i-a răspuns, de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-a spus alții despre mine? Pilat a răspuns, eu sunt iudeu? Neamul tău și preoții cei mei de seamă te-au dat în mâna mea, ce-ai făcut? Împărăția mea nu este în lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fie dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Iisus. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Deci Domnul i-a spus clar, cred că pentru Pilat a fost înțeles, eu nu sunt un răsculător și eu n-am nimic cu stăpânirea romană. Împărăția despre care e vorba e de altă natură. Tu n-ai nimic de temut. Împărăția romană nu este amenințată. E ceva de natura unor concepte a adevărului. Ce este adevărul? În situația aceasta, Pilat a încercat să îl scape. Și citim despre continuarea procesului, tot de aici, de la versetul 9, al capitolului 19. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Iisus, de unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești. Nu știi că am putere să stignești și am putere să-ți dau drumul. N-ai avea nicio putere asupra mea, a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine bădă în mâinile tare are un mai mare păcat. De atunci Pilat căuta să-i dea drumul, dar iudeii strigau, dacă dai drumul lui acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, are evreiește Gabata. Și versetul 16, atunci l-a dat în mâinilor ca să fie răstignit. Au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească. Pilat a încercat, atât în situația obișnuită de Paște, de a elibera un întemnițat, schimbându-l pe Iisus cu Baraba, nu s-a putut. A încercat să facă și pe avocatul să discute cu Domnul. Mântuitorul n-a încercat vreun alibi și nu s-a dus pe o altă variantă. El știa ce are de făcut, ce trebuie să se întâmple. Oricum, Pilat a încercat în mod repetat, dar riscul acuzații iudeilor, cine îl scapă nu este prieten cu cezarul, era prea mare, deși a avut și sesizarea soției sale, din Matei 27, versetul 19. El totuși nu a riscat. A încercat, omenește ce se poate și s-a lăsat prins în iureșul acelei mișcări. Aici este scris, și pe când sta Pilat pe scaun la judecată, nevastă s-a trimis să-i spună, să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Să mai citim de aici și versetul 22. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, au răspuns toți. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic și că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis, eu sunt nevinovat de sânge neprihănitului acestuia, treaba voastră. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Evident că vinovăția mare a fost a iudeilor, dar și Pilat a păcătuit în mod clar și direct. Repet, în cazul Domnului, el a fost foarte sigur pe ce trebuie să se întâmple, n-a divagat, nu s-a abătut în nicio parte, el a mers pe calea trasată de Dumnezeu, căci Dumnezeu găsise cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar toți cei care au contribuit la procesul Mântuitorului au fost fiecare vinovați în raport cu poziția ce au avut-o, cu intervenția și atitudinea ce au luat-o.
Vreau din acestea să luăm parte aplicativă. În Matei 25 este scris că cine face credincioșilor anumite lucruri sau cine nu le face, adică cine îi ajută sau cine îi nedreptățește, cine îi scapă sau cine îi osândește, tot ce face unui sfânt este identic, este același fapt cu ceea ce îi face Domnul Iisus în mod direct. Noi suntem mădulare din trupul Lui, carne din carnea Lui. Și dacă mă lovește cineva peste cap sau mă lovește peste picioare, tot pe mine m-a lovit și tot pe mine mă doare. De aceea, în primul rând, mare atenție, nu cumva să cădem sub o vinovăție de a osândi vreun credincios, de a avea vreo atitudine nefavorabilă față de un sfânt. Spunea Mântuitorul, feriți-vă, nici măcar să nu defăimați pe unul din acești micuți, că îngerii lor văd pururea fața Tatălui care este în ceruri. Atenție! Putem greși ușor. Alții învinovățesc pe un sfânt și noi facem pe judecătorul. Chiar dacă nu este o postură neapărat oficială, ne-am spus cuvântul. Și din cuvintele tale vei fi osândit, ai făcut pe judecătorul, la judecată vei ajunge. Alții scot mărturii mincinoase pe seama unora sau altora. Doamne ferește să folosească diavolul pe careva dintre noi, ca el însuși să născocească mărturii, vorbe mincinoase. Asta e mare osândă, mare vinovăție. Iar dacă suntem în postura cealaltă, în postura Mântuitorului, noi suntem în cauză, noi suferim, atunci încercați să înțelegeți planul lui Dumnezeu și rămâneți liniștiți. Dar asupra acestei idei voi mai reveni spre final. Nu putem să trecem fără să observăm tortura care a fost, pentru că cercetarea a fost însoțită de lovituri. Citesc din Ioan capitolul 19, de la versetul 1. Atunci Pilat a luat pe Iisus și a pus să-l bată. Nu știu exact în ce măsură Pilat a recurs la asta ca și o formă de a scoate adevărul din partea celui arestat sau în a-i mulțumi pe evrei, gata, l-am bătut și ajungă-vă atât. Nu neapărat să se ajungă la moarte, nu știu. Dar citim mai departe. Ostașii au împlinit-o cu unul de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Atunci s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune, împăratul iudeilor, și îi dădeau palme. Pilat a ieșit iarăși afară și a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară portând cruna de spini și haina de purpură. Iată omul, le-a zis Pilat. Și în celelalte evanghelii sunt precizate și alte lovituri, alte bătăi. Recent niște actori s-au trudit să pună pe peliculă patimile lui Hristos în cea mai crudă realizare, în scena cea mai groasnică, fără precedent. Unii mai sensibili, poate unele femei, parcă nici nu pot să vadă scena aceasta, e prea multă cruzime. Eu nu știu cât este real și cât de bine au putut ei să regizeze. Dar oricum a fost și o durere fizică. Au fost patimi, a curs sânge, au fost lovituri, a fost chin spiritual, chin sufletesc, fizic. Când pe lângă supărarea provocată de cuvinte, în legăturile noastre cu oamenii se adaugă și lovituri. Au fost credincioși care au suferit în temniță, bătăi groaznice. Au mai fost poate copii în anumite condiții care au fost bătuți pentru credință, alții la servici, nu doar nedreptățiți, chiar loviți. Mai sunt uneori prin familii, femei credincioase care primesc bătaie din partea soților necredincioși. Țările din Europa de Est sunt recunoscute pentru violența din familie. În asemenea situații se recomandă aceeași atitudine. Domnul n-a vorbit decât în cazul acelei palme. Și am spus rău, de ce mă bați? Și măgărița lui Balam a primit capacitatea să vorbească și a zis lui Balam, de ce mă bați? Nu ți-am făcut servicii corecte până acum? Dacă Dumnezeu îngăduie să și suferim, comparați suferința primită prin bătăi sau alte feluri de torturi sau opresiune cu bolile. După cum Dumnezeu poate îngădui o boală și trebuie să o duci, la fel Dumnezeu poate îngădui o suferință prin lovituri și trebuie să o accepți. Tot din procesul în fața autorităților romane, vom citi din Luca 23 despre înfățișarea și suferința din fața lui Irod. Știți că se spune în popor când te chinuie și unul și altul și când nu doar de multă birocrație, dar și din răutate, ești purtat de la Ana la Caiafa
Dar după ce ajungi pe la amândoi, trebuie să ajungi pe la Pilat și pe la Irod. 23, citim de la versetul 5. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărât norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea de a început până aici. Când a auzit Pilat că este din Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă, din pricina celor auzite despre el, și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturare stăteau acolo și îl părau cu înfierbântare. Irod, costașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și, după ce și-au bătut joc de el și l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. Și tot din ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit. Multe întrebări pe de-o parte, multe învinuiri pe de-alta și Mântuitorul în mijloc tăcea. Așa e, frați și surori, că atunci când ne propunem să fim pocăiți și când ne ispitește cineva, încercăm să fim serioși, sobri sau senini, după caz. Dar dacă tot ne ispitește, se mai aude uneori vorba, dar n-am mai putut răbda. Dar i-am zis-o și eu. Uite că Mântuitorul a putut până la capăt să nu le-o zică. Nu le-a dat ocazia niciunor minuni, că nu era vremea minunilor. Dar nici nu le-a răspuns, că nu era vremea răspunsurilor. Să n-aruncăm nici mărgăritar la câini și la porci și nici să nu încercăm să ne apărăm în fața diavolului, crezând că îi vom smulge mila sau dreptatea. În asemenea situații este recomandată tăcerea. Rămânând în Matei 23, vreau să pornim împreună cu Mântuitorul și întreaga gloată în drum spre Golgota, unde Iisus a luat din nou cuvântul. Citim de la 27. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis, Fiice Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, și plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealuri acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Cred că Israelul era copacul uscat. Iată că Mântuitorul n-a intrat într-un blocaj de supărare și nu mai vorbește cu nimeni nimic. Cum uneori se mai întâmplă la copii. L-a supărat cineva sau l-a certat tata și acum nu mai vorbește nici cu mama, nici cu fratele, nici cu sora. Gata. A vorbit cu cine trebuia vorbit. A răspuns femeilor, cum aminteam în studiul trecut. Le-a mângâiat, era cazul. A vorbit senin, nu i-a blestemat. A spus doar ce o sândă va veni. După situația aceasta a fost dus la Golgota, unde a fost pusă o inscripție, despre ea este scris în Ioan capitolul 19. Acolo au urmat alte declarații, alte provocări. Citim tot aici de la versetul 40, Luca 23 cu 40. Aici a vorbit un tâlhar și un sutaș. Dar cel l-a înfruntat pe unul dintre tâlhari și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Iată ce sensibil era Domnul la o voce doritoare de mântuire. Iată cât de bine putea să nu răspundă nimic la unul și cât de frumos putea să răspundă la altul. Dați fiecăruia ce-i sunteți datori să dați, dar din toate punctele de vedere. Cu unii nu trebuie să avem nimic, cu alții trebuie să avem multe părtășii. Cu unii nu trebuie să vorbim, cu alții neapărat trebuie. Tot aici și un sutaș a declarat în versetul 47, cu adevărat omul acesta era neprihănit. Adică cineva din jur cu ochi de spectator a putut să constate, omul acesta e neprihănit. Când te vor vedea oamenii cum te comporți, cum știi să taci și cât de frumos știi să răspunzi la vremea potrivită, toți vor zice, ăsta e pocăit. Asta, da, sfântă. Doamne ajută-ne! Să poată și străinii declara cu adevărat, acesta e neprihănit. Pe cruce, Domnul a avut 7 declarații, ele sunt bine cunoscute, nu voi insista asupra lor. Voi citi totuși de aici, din versetul 34, Iisus zicea într-o discuție cu tatăl, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Iată cum a continuat să vorbească cu tatăl, în dreptul omenirii, în dreptul a sine însuși, când a zis versetul 46, Tată, în mâinile tale mă încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul.
Lor le-am adresat doar acele cuvinte, indirect am putea spune, când a exclamat, mi-e sete, atât. Și, de asemenea, important de reținut, din Ioan capitolul 19, discuția cu mama lui și cu Ioan. Ei stăteau lângă cruce. Versetul 26, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă. Și versetul 30, când a luat oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat duhul. Din toate aceste dialoguri ale suferinței, frați și surori, rezultă foarte clar că Mântuitorul și-a făcut slujba până la capăt în mod desăvârșit. Căci cine nu greșește în vorbire este un om desăvârșit. Rezultă foarte clar că a împlinit toate profețiile cu privire la el. El s-a comportat exact cum l-a văzut Isaia în capitolul 53 și vreau să citim aceasta. Versetele 3 la 5 și 7. Disprețuit și părăsit de oameni, nici ucenici nu mai avea care să se lupte pentru cauza sau om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa disprețuit de să întorcei fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Cred că este imaginea din timpul suferinței și a patimilor. Nu că Domnul în plan fizic ar fi avut o imagine, un chip dezgustător. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Dar el a străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și versetul 7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Nu spune cineva, vi vorbit Mântuitorul, dar nu scrie în Evanghelie, nu? Este profețit și s-a împlinit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mut înaintea celor ce o tund. Și din nou rea ideea, n-a deschis gura. Doamne, lasă și peste noi un asemenea duh. Eu cred că nu doar bărbații care au vorbe mai puține, chiar și femeile care au un vocabular sau un volum de vorbe mult mai imens. În asemenea situații, Dumnezeu le poate învrednici să tacă, să suferă în tăcere. Vreau, în ultimul rând, să observăm diferența dintre Domnul Iisus și Petru, o diferență majoră. De aceea Petru a înțeles mai târziu și el ne învață și pe noi că trebuie să fim la fel ca Domnul. În timp ce Domnul Iisus a fost judecat în mod oficial, în mod neoficial, Petru era judecat și el în curte și învinuit. Sărea Petru în sus, de unde l-atingeai? Nu știu, s-a jurat, s-a blestemat. Domnul tăcea. Pe Domnul Iisus l-au asaltat toți conducătorii, un complet de judecată împătrit. Pe Petru doar slușnicile și tot cum nu trebuie vorbea. Cam cât de aproape de Petru suntem și cam cât de departe de Domnul. Și totuși, noi suntem chemați să fim oameni mari, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu la înălțimea saturării plinătății lui Hristos. Poate se observă uneori că suntem aproape de Petru, suntem gata să predicăm. Poate uneori chiar avem realizări, minuni și semne. Și totuși, când e vorba de așa ceva, suntem slabi. Aici se vede tăria. Iată ce sfătuia Apostolul Petru. 1 Petru, capitolul 3, și apoi și din capitolul 4. El care a înțeles mai târziu. Și ar fi cazul să înțelegem și noi și să intrăm într-o aplicație. Să nu mai spunem, mă necăjește, mă ispitește, nu mai pot. Am zis cuiva, da, tu ai fi cu minte dacă te-am ținea între îngeri. Nimeni să nu te ispitească, tot să-ți facă servicii. Iar altcuiva care avea un soț credincios, dar mai slăbuț, mai firesc, cu el nu se poate. Dar dacă ar fi nepocăit și ți-ar face ce, acum nici nu-ți imaginezi ce ar trebui să faci. N-ai mai fi pocăit pentru că nu el? 1 Petru 3, de la versetul 14. Iar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați. Că atunci începe să vorbim, când ne teamă, când ne irităm, ne tulburăm. Și sfințiți inimile voastre pe Hristos ca Domn, fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă. Mie-mi vine să cred că Petru, când scrie aceste lucruri, se gândea la Domnul. Domnul nu s-a tulburat, a răspuns doar ce a trebuit, având un cuget curat, pentru că cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău, dar nu prin contrazicerea noastră, ci prin tăcerea și caracterul nostru. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți răul. S-ar putea să fie voia lui Dumnezeu să suferim. Hristos, de asemenea, a suferit.
De aceea vă spuneam că Petru, nu sigur, la Domnul s-a gândit când a zis aceste cuvinte și ne-a sfătuit. El a fost martor la patimile Domnului. El i-a văzut atitudinea. Și apoi când, sigur, s-a gândit la contrastul dintre el și Domnul, a plâns cu amar. Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelejuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Din capitolul 4, de la versetul 12. Preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Domnul n-a fost luat prin surprindere, asta este ceasul întunericului. Nu e nimic ciudat din ce se întâmplă credincioșilor. Dimpotrivă, bucurați-vă pentru că aveți parte de patimile lui Hristos. S-ar putea dialogurile din patimile lui Hristos să fie și dialogurile noastre. Și de ce a avut El parte, să avem și noi parte. Poate unii sunt chiar acum în patimi, să ia modelul hristic, ca să vă bucurați, să vă feliți la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți bazocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș, sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine și să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Că suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Exact ce a spus Domnul în Luca 23. Ce se va face copacului uscat dacă noi suntem abordați și întâlnim asemenea situații? Și dacă cel neprinit scapă cu greu, ce se va face cel nelejuit și cel păcătos? Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu să-și încredințeze sufletele credincioșului ziditor, exact așa a făcut Domnul, și să facă ce este bine. Doamne, ajută-ne! Frați și surori, rămână dialogurile Mântuitorului din suferință, lectura noastră și meditația noastră când trecem prin nevoi și necazuri. Și fie exemplul Lui de urmat pentru fiecare din noi. Noi ne rugăm, s-a rugat și El, dacă s-ar putea să nu gustăm asemenea pahare, dacă s-ar putea să nu ne fie puse la gură, dar dacă va trebui să le bem, Dumnezeu să ne învrednicească. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.